Răul de mișcare este o problemă localizată la nivelul urechii interne care apare în timpul călătoriei cu autobuzul, mașina, avionul sau cu barca. Persoanele mai predispuse la a manifesta simptome cauzate de răul de mișcare sunt în special copiii și femeile însărcinate. Conform ProTV, răul de mișcare este asociat cu senzația de amețeală care apare atunci când există un dezechilibru între mișcarea percepută la nivel vizual și cea percepută la nivel vestibular. Urechea interioară ajută la controlul simțului echilibrului și face parte dintr-o rețea numită sistemul vestibular. Sistemul vestibular conține trei canale semicirculare și două cămăruțe, denumite utriculă și saculă, care sunt responsabile pentru trimiterea de informații către creier. Canalele semicirculare rețin un fluid care se mișcă odată cu întoarcerea capului, iar utricula și sacula sunt sensibile la gravitație și transmit creierului dacă stai în picioare sau întins. Răul de mișcare apare din cauza confuziei provocate de momentul în care sistemul vestibular transmite semnale eronate creierului, care nu va ști dacă în acel moment persoana se află în mișcare sau nu. Pentru a reduce simptomele persoanele care sunt afectate de răul de mișcare pot lua medicamente pe bază de prescripție medicală sau pot alege să ia tratamente naturiste. Cele mai frecvente simptome ale răului de mișcare sunt greața și disconfortul abdominal, care uneori pot fi însoțite de vărsături. Potrivit studiilor, ghimbirul este un remediu eficient care combate greața. Acesta se poate consuma în ceaiuri sau crud. În ceea ce privește menta, se crede că poate calma organismul, iar aroma poate ameliora starea de rău. În momentul în care copilul este în mașină și prezintă simptome specifice răului de mișcare, se recomandă oprirea autovehiculului și ulterior o scurtă plimbare, relatează Digi24.